Premierul Ciolacu a răspuns în interviul de pe site-ul Fanatic unui text al subsemnatului. Moderator Horia Ivanovici. Cristian Tudor Popescu a zis că ești bodyguardul lui Lipă. Marcel Ciolacu. Nu sunt bodyguardul lui Lipă. M-am săturat de ura asta între noi. Stai, că și un campion poate greși. Dar nu s-a întâmplat nimic penal. Moderator. Dar e corect ca tu să tragi ponoasele? Că uite ce ai zis de Gică Popescu și tot ce CTP a zis. Ce, da, Gică Popescu e deasupra legii? Cum nu trebuie condamnat dacă justiția l-a condamnat? Marcel Ciolacu. Eu n-am zis că nu trebuie condamnat. Eu n-am comentat decizia instanței. Și cred că sunt singurul politician și CTP-ul ar trebui măcar acest lucru să-l vadă. Singurul politician care n-a comentat niciodată o decizie a unui magistrat. Că-i procuror, că-i judecător, că-i CCR, că-i în alta curte. Fals. Domnul Ciolacu tocmai a spus expressis verbis. L-am băgat și pe Gică Popescu la pușcărie. Și cu ce ne-am ales? Dacă asta nu este comentarea sau contestarea unei decizii judecătorești, atunci eu sunt mitropolit. Dar să presupunem că ar fi așa. Păi nici Dragnea nu dorea să polemizeze public cu hotărârile magistraților. Ar fi fost un semn de slăbiciune. El dorea ca hotărârile să fie din start luate în favoarea lui. Voia ca justiția să o facă cel care are puterea politică. Ceea ce, în cazul fruntașei PSD Lipă, șeful PSD Ciolacu a și făcut. Domnul Ciucă spune că PSD îl vrea pe Simion în turul 2 și de aceea îi pasează niște voturi în înțelegere cu candidatul Aur. Mai mult că PSD vrea asta împreună cu Rusia. Faptul că Nicu, fostul prieten al lui Marcel, nu are nici cea mai mică dovadă în legătură cu așa ceva, nu-l tulbură câtuși de puțin. Întrebarea este, ce poate obține electoral domnul general aruncând o asemenea fumigenă? Evident vrea voturi. Auzind dezvăluirea de mai sus, cine să se sucească și să voteze pentru domnul Ciucă? Cei care votează PSD? Pentru ei Simion nu este nici de cum un adversar al partidului. E și el tot așa, mare patriot, doar că mai tânăr și zvăpăiat. O eventuală indicație să-l voteze pe liderul Aur n-ar fi primită cu indignare. Oricum, niciun PSD-ist nu se va orienta spre Ciucă. Auriții? Păi ei au interesul să le ajungă candidatul în turul 2. Deci, iar Nexam, cât despre USR, doamna Lasconi tocmai a răspuns la solicitarea președintelui PNL ca ea să se retragă, înțeleaptă, în favoarea lui. Ba pe-a mătii, retrage-te tu, că oricum o să te dea partidul afară după ce pierzi. Dimpotrivă, domnul Ciucă poate rămâne fără niște voturi. Ale celor care îl credeau prost, dar serios. Mircea Joană susține și el logică reală rostogolită din bălmăjerile lui Becali. Adică, de fapt, se vaită că nu e în stare să-i bată pe Ciolacu și Simion intrând primul în turul 2 și apoi câștigând președinția. Cum ne-a tot spus. Când a revenit în țară, după mulți ani în care el nu a mai însemnat nimic pentru România, domnul Joană avea un singur capital politic, funcția de la NATO. Deci, alegătorii așteptau de la el să fie sobru, scump la vorbă, exact,
elevat, serios. Într-un cuvânt, să aibă ștaif. Așa ar fi putut să estompeze și trecutul său sulfuros. Or, Joana n-a reușit, plonjând cu elan în haznaua vorbelor politice românești, decât să-și facă zdrențe ștaiful, prin care acum se vede prostănacul lui Iliescu, pe care n-a putut să-l biruie nici NATO.